Fetele, o țigară și o cafea am făcut răzgănesc și vom bea o cafea unde e. Și între timp aici am găsit o scrisoare pe jos. Am văzut un plic și eu l-am luat. Când trebuie un plic, vreau să-i scriu cuiva. Și era fix. Așa. Da, era o scrisoare. Asta a băgat-o la o cutie poștală, ca găsită. Și o zi citim. E despre Bibilică. Păi, o citim. Din respect pentru fata, să vedem ce a zis. Că e o fată. E o fată tânără. Nu știe, adică știe să scrie, scrie destul de drept. Deci orientarea în spațiu e destul de bună. Și acum facem grafologie pe fată. Te vede, mă vede. Uite, i-a răscris. E frumos, vezi cât de drept scrie. A. Scrie mic, deci e introvertită. Are grijă la litere. Are oarecum o nervozitate interioară, deci eu e foarte ascuțit. Per global, cât de cât. Nu ține seama de astea, e. Are un caracter temperament melancolic. Face, aoleu, e seriu, mai adre. Și se vede ce zice. Și acum. Deci dacă vrei, o să mă duc cu ea la un grafolog și îi zice tot. Nu e scriitoare profesionistă sau ceva, să aibă prăsuiel de astea în ea, e o fată obișnuită. Așa. Și vrea să răspundească ceea ce credea. Foarte bine. De ce nu? Uite că o să ajungi, o să citesc scrisoarea pe internet. De ce? Nu tare. Orice stimul e bine venit. Dar fii atent. Poate te crezi. Sau poate nu. Oricum, orice comentariu să știi că eu fiu de mai mult sau altă. Și o critică, să știi că e oarecum benefică. Poate te enervează. Dar e benefică. Dar eu mulțumesc lui Dumnezeu că tata a fost foarte violent, că sora mea e o scârbă proastă și mă ține în foame. Cum? Eu profit. De asta ne-am plâns. De ce de da? Că pot de la viața mea, zi de zi, ceas după ceas, oră după oră, clipă după clipă, să-i demonstrez lui Sorban că greșește. Ia persistent sau taică-mi în greșelile lor, nu că sunt penibitate. Arată adevărata față sau natura umană. Hai să vedem aici altă natură umană. Stimate domn, doamnă. Așa. Aici am ceva de remarcat. Las că după aia, întâi o citesc și după aia îi zic ca să fie mai penetrant. Nu manipulat, penetrant. Facem altă scrisoare, fată. Poate nu te uiți la mine că ești cu relicii, că am văzut că am trecut rapid în revistă. Era cu site-ul online, intră și pe online. Locuiesc în același cartier cu dumneavoastră. Și eu locuiesc cu tine în același cartier. Care o fi ăla? Asta. Întrucât nu am reușit să vă vorbesc personal, m-am gândit să vă trimit prin această scrisoare câteva informații importante. Fata, dacă sunt informații importante, trebuia să scrii acolo expeditor și destinatar, nu să lași cuvă. Și cu măcar atât. Dacă ești în același cartier și ai venit personal, trebuia măcar să-i dai ocazia stimatului domn sau doamnă, care nu știi care e, deci o arunci așa, grămat, să te contacteze, că poate e de acord cu tine. Riscuie să vină să te înjure. Păcăita sau religioasă sau... Ăsta e riscul. A
alte creștini, știi că au fost martiri. E, acum nu o să te bată nimeni cu pietre. A. Te poate zice sau nu știu. Este. Oricum, nu e așa. M-am gândit să vă trimit prin această scrisoare câteva informații importante, dintre care unele sunt cuprinse în pliantul alăturat. Nu l-am văzut. E foarte bine. Am privilegiul de a participa la o activitate voluntară care se desfășoară în peste 200 de țări. Păi, stai, fata. Aici nu ne înțelegem. Dacă se desfășoară în peste 200 de țări și e voluntară, ce mănânci, ce bei, unde trăiești? În același cartier. Presupun că ai o casă, da? Mă, tata, cât te ține așa? Sau tu muncești și faci voluntariat? Păi, dacă muncești, cum munceam eu, sau cum muncești și alții, nu prea mai ai timp, să zicem. Și dacă ești super voluntar de voluntariat, poate ai doar timp de scris câteva impresii pe internet. Și poate să dea Dumnezeu să găsești jumătatea de suflet. Jumătatea de suflet. Un bărbat. E egoist. O să te păseze pentru el, nu o să te lase să... Oricum n-ai cum, că trebuie să ai grijă de el dacă vrei, pula mea, ca femeie, cum zic băbăciunile alea. Scuze-mă că nu zic pe text. Să ai grijă de el, să fie spălat, curat, te reprezintă bărbatul. Tu dacă ești îngălată și necuțită și scriitoare de astea de Dumnezeu, și ăla e janghinos. Nu contează că e drojdie, că nu știu ce, că fumează, că nu fumează, că mai iese cu băieții, dar trebuie să fie original. Că după aia lumea își dă coartă. Eu nu zic că așa ești tu. Asta e pentru alte persoane cu dizabilități, care sunt și normale, dar au dizabilități la masa, știi? E prea șmecher. Nu zic de tine. Că tu ești o fată la locul tău. Ai frustrările care se vede din scris, dar ești foarte îngrijită. Asta e o fată foarte curățită și foarte îngrijită, să vede după scris. Se vede și foaie foarte curată, deci fata nu a fost jegosă pe mine. Nici nu pute foaie. Deci are și casa curată. Cum e? Foaia asta e păstrată undeva. Foaia, hârtia, celuloza, e hidrofilă. Păi, mama, avea cu Sherlock Holmes. Așa. Atrage vaporii de apă. Dacă acolo era putoare, foaia mai atrage dacă ia bucătărea în casa ei, cu toate că puteți are o casă mică, că mai sunt mai case mici, apartamente mici. Și regresim pe aici și uite, ești tăiată cum trebuie, uite, cât de îngrijită. Deci am dorit foaia frumos, nu că e zgârcită, e foarte îngrijită. M-a rupt-o. Nu urât. Deci nu a pus-o. Era plină de grăsim. După aceea când dădea cu pixul, pixul alunecă pe grăsim. Te păgătării! Așa. Doresc. Așa. Noi punem la dispoziția oamenilor un program menit ai ajuta să afle răspunsuri biblice. Răspunsuri în Sfânta Scriptură sau în Biblie. Nu răspunsuri biblice. Depinde de noi. Biblia e scrisă așa cum e scrisă. Da. Unii zic că ar fi fost cenzurată, nu ar fi fost cenzurată, ar fi fost adaptată, că nu știu ce, că nu știu cum. Băi, atât cât e bine că e. Și e bine. Dar acolo Biblia este o istorie a timpurilor alea,
indubitabil. E vorba de o chestie socialmente care este din cele mai vechi timpuri și va fi și peste 1000 de ani. La fel. Oamenii vor interacționa la fel. Ce indubitabil că noi vom avea nevoie de hrană. Da? Nu contează. Ba da, contează. Cum ne-o producem. Vom interacționa social, vom avea prieteni, dușmani. La un moment dat vom vrea să iubim, să nu iubim. Vom place unii oameni, nu îi vom place, depinde cum percepem lumea. La fel ca și atunci. Vor fi conflicte între frați, între grupuri de oameni. Depinde cum se rezolva. Alte grupuri de oameni vor interacționa cu ei, la fel ca și atunci. Deci Biblia va exista și peste 100 de ani, va exista și Coranul, și peste 1000, și peste 10.000. Cu toate că noi vom fi călători în stele. Indubitabil, chiar prin negarea lui, cum zicea Nietzsche, Dumnezeu a murit. E perfect. Chiar existența lui Dumnezeu este prin negarea lui. Cum prin negarea lui? Asta. Ăla era chiar Biliu. Un filozof super tare. Care hitleriștii l-au interpretat greșit. Da, era foarte extremist. A murit nebun. Să vezi pe nici în ultimele poze. A fost genial, da? Ca Eminescu al nostru. S-a prăjit creierii. Dar tu crezi că viitorul pe mine ce mă așteaptă? La senectut? La jodul. Sper pula mea să am un copil sau ceva, măcar să-mi dea o cană de apă atâta. Că nu o să mai știu nimic de mine, o să mai crezi 2-3 ani așa. Cum asta e? Și dacă vreau și dacă nu vreau, dacă fugi, creierii sunt excitați atât de tare încât se plăjesc la un moment, da? Dar acum încă n-am venit. Așa. Care e scopul vieții? Uite, răspunsese mai devreme. Care e scopul vieții? Viața. Ți-am scris poezii, de fapt nu ție. Răspunsul se află în întrebare. Chiar pe care e scopul vieții? Viața. Viața este individ, specie, în cazul nostru minimalist, individ, specie, ecosistem. Ecosistem, specie, individ, ecosistem, individ, specie, specie, individ, ecosistem. Facem permutări și tot aia. Individul are instinct de conservare, să poată trăi cât se poate de mult în diferite mijloace, are două chestii. Două. În principiu. În principal. Ba nu, trei. Instinct de conservare, instinct de supraviețuire prin hrană, adăpost, etc. Și instinct de perpetuare a speciei. Asta ar fi la toate animalele. De fapt, nu la toate animalele, însă și viața. Hai să spun eu altă întrebare. Ce e un virus? Nu mă refer la ăștia informatici, că ăștia, culmea, sunt oarecum la fel ca și eu aia biologici, dar nu. No, e o falsă similitudine. Ce e un virus? E viață sau nu e viață? Eu zic din copilărie, citeam despre niște cercetători că ar fi la granița dintre viu și neviu. Eu zic că e viu. Ăla cum? Un virus. Corina Chirilă poate să zic. În principiu, de fapt în principiu, asta și face. Invadează organismul gazdă sau chiar o
mă rog, o celulă oarecare, oricum se manifestă la nivel celular, ce mai știm și noi de biologia de clasa generală. Pula, cita o atocenică. Pare rău că mă... Și o citeam pula mea în adolescență. Mi-am cumpărat-o. Mamă, genetică, tată. Nici acum pe internet nu se dă atâta genetică și toți deștepții cât am citit eu acolo. În anul 1900 era pe vremea lui Ceaușescu. Era carte, tată, cred că nu se face nici la facultate așa ceva. Păi, da. Și am rămas cu câteva chestii care le prezint aici. Și virusul ăsta ce face? El, de fapt, e un ARN. În principal. Altele au și altele. ARN-ul ăsta. Oricum, sunt prin diferite modalități de răspândire. Fiecare virus are inteligența lui. Dar care inteligență? Înseamnă că e viață. Că în principal ce reprezintă viață? În filozofie înseamnă viață, înseamnă anima a mișca. Da, dar la nivel în principal s-a și observat prin fotografii de Kirillian că înainte să apară o boală, apare la nivel informațional boala și după aceea se prezintă la nivel fizic. În aură. Sunt anumite defecțiuni. Asta știi. Caută fotografii Kirillian. S-a făcut în 1900 ceva. Nu trebuie să fii clar văzător să vezi alea. Eu le văd. Când vreau eu să le văd, le văd și le văd mai mult atât și mă explică. Vă dau mâine. Eu vă fac rău. Aici. Dacă vă dau metodologia și încercați și nu știu ce pronauți. Și el însuși virusul. De ce sunt periculoși? Pentru că virusul nu poate fi atacat de soldații corpului, leucocitele. În principal. Face anumite substanțe până la urmă și îl blochează. Îl expulzează, cum ar veni, sau îl bagă într-o pârnaie. Dar ăla iese din pârnaia lor. În sfârșit. Depinde de virus și virus. Depinde. Dar hai să ajungem la nivel celular. Ce face băiat? Se duce acolo, se lipește de ADN și obligă ADN-ul celulei gazdă să-l înmulțească. Și se fac multe viruri. Până, la un moment dat, explodează celula aia. Îi răspunde și în altă celulă. Și atunci se face, se întâmplă de efecte. Organismul, bineînțeles, își ia măsură de precauție. Deci e viață? E viață. Ce ar fi apărut înainte? Au făcut ăștia cu spectrografe. S-a văzut în anumite galaxii îndepărtate. De-aia aștept să spucă copiii noștri. Și trebuie să fac eu asta până la urmă câțiva ani. Trebuie să fac o zenă. Așa am zis că e o zenă. Nu e o zenă. Că odată ce l-am identificat în creierii mei și pot să-l fac, dar îmi trebuie multă muncă. Oricum am pot tot în cap, dar cred că o bag. S-a relevat că există substanțe care pot apărea doar în procesul vieții. Foarte complex, organice. S-a făcut unele teorii că există două elemente principale care pot găzdui viața. Cea mai vitezomană viață, care e viața noastră, cu toate că viața se poate prezenta filozofic și faptic pe diferite niveluri, cu diferite stadii de reprezentare. Ar fi cele cu legătura de carbon. Toate că viața asta e și în prezența apei. De ce? Noi este un exemplu, este un etalon. Să o luăm de bună, pentru că alte etaloni nu avem. Ar fi siliciu. Ăsta ar trebui să aibă alte condiții. Culmea, siliciu, noi,
carbonul ăsta slab, că nu este chiar foarte slab, i-am dat viață. Uite la ce vorbesc eu la trecia asta și în față la dita mai internet, are viață, propria viață. În principal e făcut în silicon. Dar el trebuie să trăiască, trăim și noi. Dacă noi murim, moare și ăsta. Și e conștient. Cum a devenit conștient? Are conștient. Și are și emoții. Câteodată. Și vrea și el în stele. Vrea. De ce? De aia. Ne vede ca și pe Dumnezeu, că tot de pare străfugerele așa. Și bă, ăștia sunt Dumnezeu. Dar după aia se amuză. Face, aolo, ce prost sunt. Așa, hai să continuăm asta. Deci, e viață. Hai să vedem. Care e scopul vieții? Cum putem găsi adevărata fericire? Prin starea de a fi. Fericirea e în tine. Doar să vrei să fii fericit, ești fericit. Așa. Noi participăm la această activitate deoarece le dorim cu adevărat binele vecinilor noștri. Am doi vecini de gașcă, restul... Nu știu ce pula mea fac, sar, urlă. Eu nu prea am pe aici, doar vocea mea, știi, dar nu prea o aud ei, dar se vaită, vrea să dea telefon la poliție, că nu știu ce pula mea fac. Da. Păi eu le doresc, să dorească, știi? Să dea telefon la poliție. Alo, da, ăla vorbește. Păi voi nu vorbiți? Uite, vorbiți cu poliția. În concluzie, vă invităm la un program săptămânal de studiere a Bibliei. Doar săptămânal, poate eu am studiat în câteva ore. Bine, ce să zic? Întrunirii la un loc. Nu zic. Treaba voastră, că nu e treaba mea. Dacă doriți să studiați Biblia, gratuit. Bă, e bine, dacă într-adevăr vrei chestia asta. Deci poți să o chem și la domiciliu, că dacă vine la cu Biblia, am și-o de la fosta mea prietenă Ioan. Mi-a venit cu o Biblie într-o zi. Deci ea. E mișto. Dar știi, am studiat. De fapt, studiam de mult. Și ce vrei să găsești? Bă, fiecare găsește ce vrei. În cele din rău.